Scene de râs și de plâns în centrul orașului Găiești, unde o femeie înfuriată s-a urcat pe capota unei mașini. Incidentul a avut loc în august, dar imaginile au devenit virale zilele acestea. Camerele de supraveghere au surprins momentele în care femeia se plasează în fața autoturismului, chiar pe carosabil, și apoi se urcă pe capotă și începe să lovească zdravă în parbrizul cu geanta. Episodul i-a adus tinerei două amenzi în valoare totală de 490 de lei, pentru că se afla pe carosabil, dar și pentru că a adresat injurii și expresii jignitoare.